Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galați. La slujbă s-au rugat credincioși din municipiu, precum și conaționali plecați în străinătate și veniți acasă în această perioadă. În cadrul slujbei au fost rostite rugăciuni speciale pentru slujitorii Sfintelor Altare și credincioșii români din diaspora. În cadrul Sfintei și Dumnezeieștei Liturghii, aduși de Domnul prin rugăciune în portul liniștii, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, am simțit chemarea de a ne întări credința prin întărirea rugăciunii pentru toți frații noștri creștini români, slujitorilor, aproape 10 milioane din jurul granițelor României și de diasporă, invitați prin binecuvântarea omagială a întâi stătătorului Bisericii Ortodoxe Române în portul liniștii, pentru a intra în corabia bucuriei Biserica Mamă, care la rândul ei prezentă în toate sufletele tuturor fiilor ei ca o mamă, ca și Maica Domnului. Și în același timp, păstrând identitatea spirituală, lingvistică, etnică, pentru a contribui la unitatea noastră, cerută de Domnul în crez și în crezul istoriei noastre, că sângele de român, apă nu se face niciodată, ci se îmbogățește și se înnoiește prin sângele Domnului, să deschid brațele iubitoare în țară și în străinătate, îndeosebi, pentru ca tinerii să iubească corabia lor maternală, biserica, și țara lor, grădina Maicii Domnului. După Sfânta Liturghie, Părintele Arhiepiscop a invitat în parcul din incinta reședinței arhiepiscopale pentru un dialog de suflet și o agapă creștină mai multe familii, adolescenți și copii din județele Galați și Brăila veniți acasă din străinătate în perioada concediilor. Au participat peste 100 de români migranți din cele două județe, împreună cu preoții din parohiile din care aceștia fac parte. Vin din Spania, am venit în țara mea natală, unde m-am născut, am venit cu părinții mei în vacanță și ne bucurăm de prezența tuturor care se află aici în momentul de față. Este o atmosferă foarte plăcută și am venit să reluăm tradițiile, pentru că în afară nu prea ne putem bucura de ele ca în țară. Vin din Italia cu familia mea, m-am născut acolo și am venit aici în țară ca toată vara. Am fost invitați de la părintele Casian și ne-am bucurat foarte mult de prezența lui și sperăm să mai venim. Vin din Italia, acolo mă duc la biserică în Bassano. Mă bucur foarte mult că am venit aici împreună cu părinții mei în țară și cu fratele meu. Am venit aici azi dimineață ca să ne rugăm la Catedrala Arhiepiscopală și acum servim prânzul cu toți împreună, așa cum trebuie să fie între credincioși. La final, ierarhul i-a binecuvântat pe toți cei prezenți și le-a oferit mai multe volume apărute în ultima perioadă la editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos. De asemenea, înalt preasfinția sa a transmis mesajul preafericitului părinte patriarh Daniel, adresat cu prilejul duminicii migranților români.